Repetiția e mama învățătorii și atunci, din experiență, de obicei învățăm și e firesc să progreseze văzând ceea ce au greșit și ce, unde le-a fost mult mai greu și trebuie să recupereze. Mă gândesc că nici nu e așa rău dacă au obținut la ora asta rezultate mai slabe, pentru că toată lumea înțelege că trebuie tras mai tare. Deci e un stimulant. După absolvirea clasei a 12-a și, bineînțeles, promovarea cu o notă cât mai bună a examenului de bacalaureat, către ce domeniu te vei îndrepta? Mă voi îndrepta spre teatru, iar după vizitarea acestei universități, Spiru Haret, mă tentează să fac lecții de actorie și aici. Nu trebuie neapărat ca să luăm o notă de admitere la BAC, trebuie să luăm o notă cât mai bună, să muncim și să ne dorim să facem acest lucru pentru a avea o carieră și o poziție cât mai bună. Spre ce facultate te vei orienta? Te-ai gândit? M-am gândit și am ajuns la concluzia că vreau să urmez facultatea de jurnalist din Universitatea Spiru Haret. Și eu am foarte mulți prieteni care au urmat această universitate și vreau să fiu și alături de ea.